Bună, Diana! Tot cu buricul la vedere, tot cu buricul la vedere. Bă, dar nu vă e frică de coronavirus chiar deloc? Bună dimineața! Neața, Dani, neața, Răzvan. Da, cu buricul la vedere, pentru că de câțiva ani mă antrenez, am rezultate din antrenamentele mele și tocmai așa m-am gândit să procedez și cu Ramona, să le arăt cel mai eficient antrenament pentru abdomen, să facă și apătrățele. E vorba de planșă, știi și tu că recordul mondial este de 10 ore și 10 minute. Ramona, tu cât ai stat cel mai mult? 30 de secunde. Astăzi o să stăm 4 minute. Stai că eu urmăresc. La femei sau la bărbați e 10 La bărbați. Ore? La bărbați e 8 ore și ceva, e recordul unui domn de 62 de ani. Da, dar alt domn de 40 și ceva de ani a stat 10 ore și 10 minute. E același domn care în urmă cu 5 ani a stat 6 ore, după un an a stat 7, deci el și-a doborât recordul de la an la an până a ajuns la 10 ore și 10 minute. Păi a zis la știri că recordul e de 8 ore, acum e de 10, nu mai știu nimic. Nu mai zic nimic. Nu pentru ne vârsta aia, da, pentru vârsta respectivă e de 8 ore, dar pentru 42 cât avea respectivul e de 10 ore și 10 minute. Eu pentru că am 40 aș putea să atentez. Da. Mă bucur. Hai să vedem ce facem astăzi și de ce ți-ai pus mânușile. Toată lumea știe că Diana Stăjeran nu își pune mânușile degeaba. Pentru că vreau să am aderența mai bună făcând planșă, să nu mi-alunece mâinile, da? Și cum spuneam, în planșă avem cele mai bune rezultate pentru abdomen. O să începem cu planșa clasică pentru începători, adică din poziția asta stau pe antebraț, piciorușele depărtate la nivelul umerilor, spatele drept și trebuie să-mi ating cu degetul mare nas, da? Din poziția asta înseamnă că e corect, da? Deci cotul să fie sub umăr, spatele drept, inspir pe nas, expir pe gură. Da, asta e de începători, ar fi bine să ne încălzim așa 20-30 de secunde, da? Cum e, Ramona? Greu! Da? O să vezi că o să schimbăm din poziția asta, o să facem mai multe variații pentru brațe, abdomen, talie și nu o să-ți dai seama când trec cele 4 minute. Următoarea planșă pentru intermediar, sus pe palme aici, da? Doar că o să cobor genunchii sprijiniți și stau aici, da? Bazinul la fel drept, cum am stat mai devreme, piciorușele mai sus un pic, uite aici. Și bazinul drept, da? Deci corpul să fie perfect în dreaptă, se activează și lombare, dar cel mai mult abdomenul, cum am spus. Da? Asta este pentru intermediari, perfect. Și următoare pentru avansați, ce o să facem noi. Sus, sprijin vârful, jos și sus, mă ridic. Spatele drept, bazinul în față, inspir pe nas, da? Și cum spuneam, vreau să lucrăm fiecare grupă în parte, începem cu partea de sus a corpului, cu palmele. Merg cu palma în lateral, da? Și la fel, stau 30 de secunde. De data asta îmi intră brațele mult mai mult față de planșa inițială, da? Inspir pe nas, expir pe gură și revin. Asta e pauza, Ramona, da? Merg în lateral, stau câteva secunde, apoi revin. Ultima, hai, bravo! Și revin, bravo! Dacă vreau să fie mai solicitam pentru partea din spate a brațului, tricepsul, merg în față, cu palmă, hai! Dacă ai obosit, sprijin pe genunchi, cum am zis. Așa, perfect, bravo. Palmele mai în față și observ, nu, rămâi cu palmele în față, observ pentru că e mai greu pentru partea asta din spatea brațului, tricepsul, da? Am terminat cu brațele, hai să vedem talia acum, Ramona, din poziția asta, hai, încă puțin, suntem la un minut jumate, mut piciorul și aici în lateral, cobor, bazinul jos, sus, hai, cobor și sus, rămâi așa, dacă ai obosit, rămân aici. Brațul sus, e la fel de eficient și ăsta. Hai, sus, cobor și sus. Expir pe gură și cobor. Expir și cobor. Sau mai greuți un pic, cu brațul perfect întins. Ambele în linie dreaptă, da? Când am un singur punct de sprijin, e mai solicitant. Sus, bravo. Inspir pe nas, expir pe gură, la fel. Cobor bazinul și sus. Lucrează talia, abdomen superior, inferior și talia. Hai, Ramon! Expir și cobor. Schimbăm un pic, schimbăm un pic, ai obosit. De avansați? Păi, n-ai zis că e de avansați? Acum urmează cel de avansați pentru fesier. Din poziția asta ridic piciorușul sus, stau acolo câteva secunde și cobor. Sus și cobor. Bravo! Și ultimul, cel mai greu, dă braț încoace. Da, întins, rămân aici în izometrie. Mulțumesc, băieți! Mulțumim tare mult, Diana! Pe...